Inițiativa privind marcarea Zilei Internaționale a Romilor a apărut în anul 1971 cu prilejul primului Congres Internațional a Romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În statele din Europa de Est, inclusiv în România, data de 8 aprilie a fost marcată începând cu anul 1990. Tot în 1971 au fost adoptate simbolurile etniei rome, roata cu spițe, imnul internațional al romilor, Gelem Gelem, și steagul internațional al romilor. Steagul are jumătatea de jos verde, simbol al câmpiilor înverzite, și jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin. La mijlocul steagului este o roată care simbolizează soarta și nomadismul tradițional în relație cu spațiul originar al Indiei. Din 1971 au avut loc mai multe congrese mondiale ale romilor, având ca scop standardizarea limbii românii, obținerea de compensații pentru suferințele din al doilea război mondial, îmbunătățirea situației educaționale, revendicarea drepturilor civile ale romilor sau păstrarea culturii și limbii românii. Multe din cele 10-12 milioane de romi din Europa încă suferă de sărăcie și excluziune. Aceste inegalități persistă în ciuda eforturilor continue la nivel național, european și internațional pentru a combate prejudecățile și discriminarea, scrie site-ul Consiliului Europei. În Cara Severin, această zi a fost sărbătorită de Partida Romilor Pro-Europa la Caransebeș, cu muzică, joc și voie bună, și-au dat concursul la ansamblu Juni Gugulani, formația Olanii, cu interpreta Vanessa Olan, și ansamblu de dansuri și cântece Armenișana din Armeniș.